Conducta magistrală, care alimentează cu apă Câmpul Lungul și mai multe comune din Muscel, a cedat vineri dimineață în satul Voinești, în comuna Lerești. Autoritățile au găsit să dea vina pe cutremurul care avusese loc cu o zi înainte și nu pe neputința și delăsarea pentru acest subiect vital, de care au dat dovadă atât această administrație cât și cele precedente. Aceasta a fost cea de-a doua avarie majoră din acest an, care a lăsat fără apă potabilă peste 30.000 de suflete. Cu toate acestea, s-a bătut pasul pe loc, fără ca municipalitatea să vină cu ceva concret. În luna februarie, primarul Elena Lasconi a promis, cu mare aplomb, că nu se va mai proceda ca până atunci și anul acesta se va lucra pentru elaborarea unui proiect care să rezolve această problemă. Pe termen lung, e foarte clar, noi am și discutat, avem nevoie de o altă aducțiune. Și la asta lucrăm anul acesta, nu lucrăm la a face o conductă de aducțiune pentru că este ceva foarte complicat. Avem un proiect, după cum bine știți, care nu poate fi pus în practică și trebuie să facem un alt studiu de fezabilitate, să vedem dacă putem să-i facem un update la cel existent. Nu sunt sigură că ne vom mai încadra în fondurile prin PNDL, dar există fonduri europene pentru apă și canalizare, să vedem unde ne putem lipi, dacă pe program operațional regional sau pe AFM, pentru a pune în practică și a avea o nouă conductă de aducțiune. Ca un deja vu și de această dată, a ieșit în fața muscelenilor loviți de această problemă cu același discurs și promisiuni fără substanță. E important de știut că această cauză nu poate să fie remediată decât dacă se schimbă conducta și asta e o prioritate pentru noi, am și spus-o. Nu putem să o facem decât prin fonduri europene pentru că e vorba de o investiție foarte mare. De asemenea, știți foarte bine că avem o grămadă de conducte de apă și nu numai de apă și de canalizare în care sunt praf și va trebui să le schimbăm și pe acestea și cred că e foarte important să știe toată lumea că asta este prioritatea noastră. Așa se fac lucrurile într-un mod sănătos, așa se fac lucrurile durabile și v-am spus-o de mai multe ori, atunci când îți cumperi o casă veche, nu te apuci să-ți cumperi mobilă, ci te apuci să faci instalația electrică și sanitară. Pe teren, reprezentanții Edilul CGA s-au dovedit mai pregătiți decât la precedenta avarie. În prima zi s-a decopertat pământul și a fost pregătit terenul pentru ca sâmbătă dimineața să înceapă lucrările propriu-zise. Au avut ajutor de la mai multe societăți colaboratoare ale administrației locale, dar și reprezentanții primăriei Lerești au fost prezenți pentru a da o mână de ajutor. Se lucrează la partea de finețe, de centrarea conductei metalice care se va îmbina cu cea de premă, tubul premă de aducement. Sunt lucrări în condiții destul de dificile, dar sunt oameni cu experiență care știu ce au de făcut și cu siguranță că cursul zilei de astăzi, cum am discutat și cu domnul director, domnul Mihai Vasilescu, încet, încet lucrarea se va realiza, probabil va urma să dea drumul la apă și în decursul zilei, probabil de mâine, locuitorii să beneficieze de apă. Între timp, am fost discutat și cu doamna privat, cu doamna Lasconi și cu domnul comandant al garnizoanei Tecaru, domnul colonel Tecaru. Au venit cisternele de la armată, se aprovizionează din rețeaua de apă potabilă a comunei Lerești, de la hidranți. Noi avem și la hidranți, apa este potabilă, de fapt este rețeaua comunei și ne ajutăm, că așa este omenesc și trebuie să ne ajutăm ca toți cetățenii să beneficieze de un minim de apă în aceste condiții. Este sâmbătă, ora 11:10. Decurge totul conform planului? Da, sunt da, în grafic, da, sunt în grafic. Sunt în grafic și după cum decurg lucrările, până diseară se va realiza și se va monta această conductă, urmând după aceea să facă procedurile de umplere a bazinelor cu apă. Până la ora amiezii, conducta de metal a fost montată și lucrările au decurs conform planului inițial. Viceprimarul Constantin Țurțule a monitorizat lucrările și a prezentat situația de fapt. Totodată, acesta a precizat că până să se schimbe aducțiunea, mai sunt mulți pași de urmat. În momentul de față s-a reușit introducerea celor două segmente de țeavă în ambele capete ale tubului. Probabil că va mai dura
cam 5 ore sudura bucății lipsă. Apoi urmează, vor trebui făcute verificările, se va introduce apă în aducțiune foarte încet ca să nu forțeze presiunea. Apoi sunt câteva manevre de făcut la nivelul orașului pentru aerisire, pentru a ne asigura că totul funcționează în regulă și dacă totul merge conform planului, cam 50% din acest plan s-a realizat deja, în noaptea aceasta este posibil să avem apă, dar doar dacă totul merge conform planului. Astfel de avarii se întâmplă pentru că sistemul este foarte vechi și trebuie înlocuit sau reparat. Și există posibilitatea aceasta de a fi înlocuit? La nivel teoretic există. La momentul de față nu prea există, pentru că e vorba de fonduri, au fost niște probleme cu acționariatul, adică încercăm să rezolvăm problema cu acționariatul. Probabil că pe viitor se vor putea face lucruri, dar sunt câțiva pași de urmat până în acel moment ca să vă spun cu siguranță că se pot înlocui sau repara. Așa că în iarna asta este posibil să... sau există riscul să mai fie și din alte păcate, avarii? Din păcate, acest risc există permanent. Din păcate am ajuns în această situație în care nu trebuia să ajungem, garanția a expirat acum 10 ani. De acum 10 ani trebuia făcut ceva. La momentul de față, acest risc al avariilor există permanent. Nu știm unde și când se va întâmpla din nou. Acestea fiind spuse, cu gândul la administrația locală că va putea să elaboreze studiile necesare și un proiect viabil, așteptăm pomana banilor europeni ca să putem beneficia de o aducțiune peste 3-4 ani.